Declarația parlamentarului Buzoian de aseară a venit în contextul unei discuții legate de activitatea actualului guvern. Vă spun un lucru în premieră și ăsta o să vedeți săptămâna viitoare să iese puternic. 1. Legea pe care Roberta Anastase a trecut-o cu acea numărătoare, pe care amândoi secretarii, și ăla de la noi și ăla de la PNL, Voinescu și cu Voicu, ca doi bărbați adevărați, s-au tupilat după fusta lui Roberta Anastase. Dar spune, stai, Dumnezeu, ce te idee? Eu număr, că secretarul număr, ce președinte? Bine, că și ea putea să vadă că nu sunt 170. Dom'le, rămâne. Dai să vă spun așa, să continuăm. Așa, legea respectivă. Domnul, legea a fost trimisă la președinție, președintele a trimis-o înapoi. Deci nu s-a promulgat atunci. S-a reluat pe apel nominal. Și a fost votată de 170 și ceva de oameni. Această lege, dacă se aplică acum, ea nu se aplică, ar fi dus la creșterea pensiilor cu 8,5%. Și de ce nu se aplică inflație. Acum? Nu are bani PSD-ul, USL. Domnul, bună ziua. Să vedeți ce răspunsuri vor da săptămâna viitoare. Astăzi, într-o conferință de presă, deputatul Cezar Preda a reluat subiectul. Prin vicepreședintele PDL cere guvernului să aplice noua lege astfel încât veniturile pensionarilor să fie indexate. Pensiile ar fi trebuit să crească acum cu 8,5%, pentru că era vorba de creșterea punctului de pensie cu inflație. De ce nu aplică? De ce nu anulează ordonanța care reprogramează data de la care va intra în vigoare? Pentru că n-au bani. Și de fapt au mințit. Ar putea să dea pensionarilor României, cei care își cumpără de la piață acum produsele pentru iarnă de două ori mai scumpe decât acum 3 luni, să le dea 8,5% la pensie. Să facă acest lucru. Dar nu are de gând să o facă, pentru că au fost numai promisiuni. Să pună legea aceea de care noi am fost, pentru care noi am fost acuzați, să o pună în aplicare. Și atunci pensionarii ar vedea că lucrurile erau corecte pentru ei și avantajoase pentru ei. Liderii opoziției spun că săptămâna viitoare vor demonstra cu acte faptul că executivul USL ar fi trebuit să respecte actul normativ, care odată intrat în vigoare ar duce la majorarea pensiilor.